Bună seara! Și bine v-am regăsit în țară bunăscut! Și vă spun sincer, sunt foarte, foarte fericită că suntem aici, atâția câți suntem, în cea mai frumoasă sală de concerte din România și, zic eu, cea mai prestigioasă, sala Ateneului Român. O sală în care opera fantastică revine pentru a doua oară, pentru a se întâlni cu un alt proiect al Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură, un proiect finanțat din Fondul Cultural, din Fondul Cultural Național și intitulat Romanian Music Journey, proiect ce și-a propus o retrospectivă a muzicii românești în jurul întrebării de ce iubesc europenii muzica românească. O întrebare conținând intrinsec chiar afirmația europenii iubesc într-adevăr muzica românească și vom încerca să vă oferim în următoarea oră și jumătate câteva răspunsuri posibile. Și am să vă spun de la bun început că desprinsă dintre colinele cu păstori și plămădită mai întâi în albia de suflet a satului românesc, cea care a trezit interesul Europei pentru cultura noastră a fost chiar muzica și nu artele plastice sau literatura, care au avut nevoie de un timp mai îndelungat pentru o afirmare în plan internațional. Muzica a fost cea dintâi care a proiectat în afara granițelor noastre tot ce aveam noi mai bun la începutul secolului trecut. Și tot ea, cred că sporește bruma de prestigiu pe care o avem azi, fie prin creația compozitorilor noștri, și aici vârf de lance este George Enescu, și aș îndrăzni eu să spun chiar opera Oedip, și fie prin reprezentanții școlii muzicale interpretative. Și vom avea în această seară două asemenea reprezentante în persoana sopranei Rodica Vică și a violonistei Clara Cernat. Între ele se va afla un pianist și un compozitor francez, Thierry Huet, care cred eu că va pune punctul pe i și va da cel mai clar răspuns întrebării noastre de ce ne iubesc europenii și nu numai ei muzica. Dar până să-i invit în scenă și să aflu răspunsul lor, aș dori să vă ofer răspunsul pe care l-au dat compozitorii din prima generație a Școlii Naționale de Compoziție acestei întrebări. Nu putem stârni interesul Europei decât prin noutatea sursei noastre de inspirație, adică inspirându-ne din folclorul românesc. Căci iată ce scria confratelui său, Achim Stoia, în 1932, Constantin Brăiloiu, citez: cu armele Occidentului n-avem nicio șansă de a bate cultura occidentală. Și va trece multă vreme până vom înceta de a mai fi o caricatură sau, în cel mai fericit caz, o copie fără importanță a apusului. Ce-o spune unul care a văzut acest apus. Lucrează deci înainte și la fiecare melodie frumoasă care ai scăpat-o din pieire, fii sigur că ai făcut ceva de seamă pentru neamul românesc. Am încheiat citatul. Și se impune observația aici. După cum se știe, în urma unui îndelungat proces de influențare reciprocă, țările occidentale cu o veche tranziție muzicală au ajuns în creația lor cultă la folosirea unui limbaj comun, de unde au dispărut acele particularități prin care folclorul fiecărui popor era deosebit de altul. Deci, la începutul secolului al XVIII-lea se ajunsese la o anumită uniformizare a limbajului muzical european. Uniformizare la care a contribuit și faptul că în practica muzicală a Occidentului s-a impus de timpuriu un sistem muzical unic, reprezentat de modurile major și minor, generând un anumit tip de melodie tonală specifică a acestor culturi. Dar muzica este un grai în care se oglindesc fără posibilități de prefăcătorie nu numai însușirile psihice ale omului, ci și cele ale popoarelor, spunea Enescu. Așa că singura carte pe care compozitorii veacului trecut din România o puteau juca la masa marilor culturi muzicale din apus era cartea unui limbaj muzical nou, a unei sonorități noi. Evident că în prealabil toți, de la George Ștefănescu și Eduard Caudella,
Până la Enescu, Jora și Paul Constantinescu, toți au avut mai întâi asimilate tehnici de compoziție dezvoltate în Germania sau Franța. Dar principala sursă de inspirație a acestora va fi folclor. Și invit acum în scenă pentru continuarea discuției noastre și pentru momente muzicale pe soprana Rodica Vică, violonista Clara Cernat și pianistul și compozitorul Thierry Huillet. Vă rog! Rodica Vică este o artistă care s-a distins în ultimii ani tocmai prin apropierea de teritorii muzicale. Eu zic să ne așezăm puțin, Rodica, pentru că cu tine nu ne așezăm, stăm în picioare. Ea este artista care s-a apropiat foarte mult în ultimii ani de teritorii muzicale puternic ancorate cumva în cultura populară și în creația enesciană care a mers la esența acestei culturi. Și să ne amintim chiar prezența ei de luna trecută din cadrul Festivalului Internațional George Enescu, de aici, din sala Ateneului Român, când a fost prezentată în primă audiție românească, a fost prezentat oratoriul Strigoi de George Enescu. Și te-aș întreba așa rapid, Rodica, ce anume te-a îndemnat să explorezi cumva și aceste teritorii, am mai spus eu și cu alte ocazii, cumva periferice domeniului pentru care te-ai pregătit, domeniului operei, spectacolului de operă. Bună seara, mă bucur nespus să vă revăd în această sală după o lună de pauză. Într-adevăr, aceste teritorii sunt un pic periferice, însă sunt totodată conexe, deoarece îmi explorează mie teritorii imaginative, iar mie îmi place foarte mult să-mi pun întrebări și așa se întâmplă și în această seară cu Romanian Music Journey. Este un program creat în primul rând din dor, deoarece de 8 ani de zile nu mai locuiesc în România și am avut nevoie să revin prin muzică, prin limbajul muzical la România, însă n-am vrut să o fac oricum, ci am creat un concept în spatele acestei serate. Practic am creat un arc în timp și spațiu prin creația compozitorilor români. De asemenea, este un omagiu adus compozitorilor aniversați și comemorați în 2021, cu atât mai mult că trăim în această perioadă destul de dificilă și am considerat că trebuie să aducem mai multă iubire muzicii românești. Și te-ai întâlnit aici și cu violonista Clara Cernat, care probabil că ne-ar răspunde tot din dor, revine și revine pe scenele românești, v-ați coalizat și ați venit dintr-un spațiu european înapoi la rădăcinile voastre, de fapt, românești, nu? Așa este, datorită Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură. Am avut ocazia de a ne întâlni, practic, prin muzica românească. Ei vin din Franța, eu din Austria și iată, ne ajungi la București, în cel mai mare templu al muzicii și al muzicii românești, în casa lui Enescu. Da. Două cuvinte aș vrea să spun și despre Clara. Este o adevărată ambasadoare a culturii noastre în lume, într-adevăr stabilită de foarte mulți ani în Franța, cu o carieră internațională foarte frumoasă, cu o discografie importantă și ceea ce este de reținut întotdeauna opusurile românești, opusurile din creația lui George Enescu, ca și balada lui Ciprian Porumbescu și-au găsit întotdeauna locul în programele tale, Clara, și în discografia ta. Cât îl privește pe pianistul și compozitorul Thierry Huillet, născut la Toulouse, un muzician cu multiple fațete, trebuie să spun că în momentul în care a cunoscut-o și s-a îndrăgostit de Clara,
că nu știu dacă a fost sigur că se va îndrăgosti odată cu Clara, va lua și toată cultura românească în sufletul lui, dar asta a făcut și vom avea timp să vorbim despre această admirație și acest respect pentru cultura noastră pe care le are Thierry Huet. Da, toți trei locuiți în afara granițelor noastre, așa că cine răspunde primul la întrebarea, credeți că este 100% autentică reacția străinilor de apreciere față de muzica românească? Muzica cultă românească, aș spune. Eu am răspuns să răspund. Tu ai deocamdată microfonul. Exact, am să profit de acest lucru. Noi tocmai ce am venit de la Viena, adică săptămâna trecută am fost la Viena, la ambasada României din Viena, în prezența excelenței sale, ambasadorul Emil Hurezeanu, care mi-a confirmat după concert că, într-adevăr, muzica românească este de o valoare inestimabilă, pentru că reacția tuturor diplomaților străini a fost una extraordinară, au fost extrem de bucuroși și ne-au spus că, într-adevăr, muzica noastră nu sună ca nimic altceva, ceea ce înseamnă... Oare de ce? Pentru că... Este extrem de sinceră, plină de culoare, de temperament și de aceea cred că străinii rezonează foarte bine cu muzica noastră. Și în plus aduce acea noutate a unei sonorități inspirate din folclorul nostru. Ce ne poate particulariza mai mult decât muzica, esența muzicală pe care o regăsim în satul românesc și au regăsit-o în urmă cu... mai bine de 100 de ani, compozitorii noștri. Ce ne propuneți ca primă desfășurare muzicală, Rodica? Programul nostru este împărțit în trei părți. Facem o incursiune prin identitatea existențială. Pornim de la copilărie, vom ajunge la maturitate, iar tema principală este iubirea împărtășită sau neîmpărtășită, după care ultima parte este partea de rămas bun. Vom începe cu copilăria, cu 4 cântece de leagăn de Nicolae Lungu, Maria Tănase, Paul Constantinescu și Mihail Jora. Și nu vă faceți griji dacă vă iau o stare de somnolență în timpul concertului. Este o stare permisă, deoarece după aceste 4 cântece vă invităm la joc, la cântecul Fluierașului și la rapsodia lui Thierry Huet, Valahia, unde veți recunoaște foarte multe teme de joc și de voie bună. Eu zic să începem să ascultăm partea muzicală a acestei serate.
Thank you.
Da, Thierry Huyer este autorul ultimului opus ascultat. Este vorba de Rapsodia Valahia, pe care a interpretat-o cu atâta patos Clara Cernat. Și până când Clara o să-și tragă puțin sufletul, nu că el n-ar fi avut suficient de cântat, dar aș vrea să te întreb, Thierry, cum ai ajuns să compui muzică în baza folclorului românesc? Foarte ușor. Folclorul ușor, da? Da, da, este așa de bogat folclorul românesc și e variat în acest timp, foarte variat, ce e în comun între, de exemplu, Cine iubește și lasă, pe care o să-l ascultăm mai târziu, și un joc de nunte din Maramureș, de exemplu. Dar sunt atât de diferit, dar în același timp, cum asculți doar două note, trei note, știi că vine din România. Deci e un folclor extrem de bogat, extrem de haios câteodată, extrem de frumos, cu o ritmică foarte, foarte bogată. Deci e foarte ușor. E ca... Mai ții minte când ai ascultat pentru prima oară un opus românesc? Da, funcționează. Da. Nu, eu cam am apasat pe ceva. Da, era... În urmă cu mulți ani, probabil. Da, în urmă cu 25 de ani, și mă amintesc că domnul Cernat, tatăl Clarii, mi-a pus muzica românească cu un CD player, un LP, și imediat am fost subjugat și am fost așa prins. Și deci, după l-am cunoscut pe Enescu, datorită lui Enescu am devenit și compozitor, că nu știu, e o prea lungă istorie, dar face parte din puzzle care m-a dus pe mine să fiu compozitor. Și mi-a plăcut și distincția pe care l-a făcut Enescu între stilul popular românesc și caracterul popular românesc. Deci am început să compun, de exemplu, sonata mea a doua în caracter popular românesc, foarte influențat și foarte îndrăgostit de sonata a treia de Enescu. Dar după am descoperit și poem rumen și cele două rapsodii, care sunt, nu pot să zic că sunt în stil, că ar fi chiar jignitor față de talentul lui Enescu, dar față de distinția pe care o face el, mai mult în stil. Și aici cu rapsodia asta... N-ai avut nicio reținere să te apropii de câteva aceleași teme pe care le-a prelucrat și Enescu în creația lui. Așa e. Și n-am încercat să bag o armonie personală, așa gen Enescu în sonata a treia sau Bartok când face cu folclorul din Ungaria. Am vrut să rămân cât de aproape de muzica populară, muzica folclorică, doar să-l punem într-un format care merge bine cu sala de concert, nu un format de două minute care se cânte la nunte sau la cărciun sau la petreceri, dar ceva îmbrăcat așa în haine de concert și cu un format mai lung și un instrument. Și cu care eventual să plecați și în turneu. Cazul acestui turneu în care vă aflați cu Romanian Music Journey, despre care o să te invit pe tine, Clara, să ne spui câteva cuvinte. Cum a apărut ideea acestui turneu și mai ales cum a fost primit de public? Acum vă aflați la penultima oprire, să spunem, da? Mai urmează una singură, cea de la Cluj. Da, da. Este inițiativa Asociației pentru Muzică, Cultură și Artă și a Rodicăi Vica, care... În cadrul unui proiect care a câștigat, de fapt, concursul de proiecte pentru finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național. Mi se pare un program absolut excepțional. Acest program care încurajează, iată, asemenea asocieri într-un fel și încurajează popularizarea, promovarea creației românești în afara granițelor țării, în cazul vostru. Sigur că alte proiecte au alte obiective. Bineînțeles. Și deci noi am acceptat această invitație cu mare plăcere. Aceste rapsodii fac parte dintr-un ciclu de 4 rapsodii compuse anul trecut, pe care le-am înregistrat deja pentru vioară și pian și pentru vioară și orchestră, cu Orchestra de Cameră din Toulouse, dirijată de Thierry. CD-ul a apărut deja în Spotify, Deezer, pe toate platformele.
Este o muzică cu mult succes. Deci s-a grefat foarte bine cu aceste cântece. Thierry Huillet a făcut toate adaptările pentru trio, pentru că la bază toate aceste cântece sunt pentru vioară, pentru voce și pian. Și toate cântecele care sunt în trio îi aparțin lui Thierry, care este totuși un compozitor care are peste 110 opusuri și e cântat de toate orchestrele lumii. Deci am început turneul la Montauban, în Franța, pe 19 octombrie, după care pe 21 la Viena, Rodica Vica a spus-o la salonul ambasadei României, în prezența excelenței sale, domnul ambasador, la Palatul Culturii din Iași pe 23, concert care a fost filmat integral de televiziunea română, astăzi la Ateneu și mâine la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca, în colaborare și cu un tur de forță. Totuși ați cântat, ați concertat din două zile și în aceste două zile v-ați și deplasat la următorul concert. Da, într-adevăr. A fost greu? Foarte greu, mai ales că pentru Viena. Noi am călătorit în aceeași zi cu un avion la 6 dimineața. Este o viață destul de intensă, viața unui instrumentist, unui interpret, și trebuie să ai foarte multă soliditate psihică și fizică. Este un fel de viață sportivă, aș zice. Trebuie să ai o formă extraordinară și nu numai fizică, dar și psihică. Și de fiecare dată trebuie să faci performanță, de fiecare dată când urci pe o scenă și indiferent în fața cât de numeros poate să fie un public și unul singur, dacă se află în fața ta, contează și dai totul. Bineînțeles, bineînțeles. Să ne îndreptăm spre partea a doua a acestei serate și pentru partea a doua, evident că o reinvit în scenă pe soprana Rodica Vică, cea pe care așadar am ascultat-o până acum într-un prim calup de miniaturi vocale. Miniaturi vocale, fie în duet până acum, în duet cu Thierry, fie în trio, având-o și pe Clara. Ce urmează, Rodica? Urmează cea de-a doua parte, după cum vă spuneam, este vorba de maturitate și iubirea împărtășită sau neîmpărtășită. Vom începe cu un lead extrem de haios, Ochii albaștri străgălași, al lui Eduard Caudela, pe care îl aniversăm în acest an și care de altfel a fost și primul profesor de muzică al lui George Enescu. Și vă spun asta pentru că vom continua cu Tiberiu Bredicianu, cu un cântec de o inspirație pură, folclorică. Iar cel de-al treilea lead este lead-ul Schlaflos de George Enescu și tot aici este vorba de o relație de iubire apreciativă dintre Carmen Silva, Elisabeta, regina României, și George Enescu, pe care îl aprecia extrem de mult și căruia de altfel i-a și dedicat o sală de compoziție la Castelul Peleș. Iar cel din urmă, pentru încredere, i-a oferit primele sale lead-uri pe versuri de Carmen Silva, iar noi vom interpreta acest lead. Veți auzi, poate, armonii wagneriene în acest lead, deoarece Enescu era foarte influențat de Wagner. În acea perioadă avea 17 ani, tocmai ce terminase studiile la Viena și era la Paris. Este un lead extrem de intens, ceea ce spune că atât Carmen Silva cât și George Enescu trăiau foarte mult muzica și poezia. După care vom încheia cea de-a doua parte cu Clara Cernaci. Da, cu două momente pur instrumentale. Exact. Și aici mă îndrept din nou spre Thierry, pe care îl invit să ne prezinte rapsodia, cealaltă rapsodie, nu? Din finalul părții a doua. Da, e vorba de rapsodii Voyaj. Voyage, am conceput-o, de fapt numele e în engleză, Voyage Rhapsody, și în engleză Voyage este un drum foarte lung, un drum transatlantic, un drum, nu este doar să călătorim de aici nici până la Viena, mult mai departe, mult mai departe decât atât. Și, și de fapt e și o călătorie în timp, pentru că aici am vrut să amestec operele lui Dimitrie Cantemir, deci muzică
din Moldova, dar luat și în Imperiul Otoman, dar care prin prismul lui, sau prisma lui, nu știu, Cantemir, a devenit aproape muzică românească, muzică moldovenească, dar la bază este muzică din Sublima Poartă, deci muzică otomană, și am vrut să amestec asta cu cele mai orientaliste, să zicem, din punctul de vedere muzical, a Mariei Tănase, ca de exemplu Cine și iubește și lasă, pe care o să o auzim în versiunea originală după, sau Un țigan avea o casă, sau nu mă țin minte. Deci este un amestec așa și o călătorie în timp și în același timp în o călătorie geografică de la Istanbul până la București și prin Moldova. Deci un adevărat voiaj, da? Și dar începem cu cele trei liduri anunțate de Rodica Vică. Le veți recunoaște, sunt unele dintre cele mai populare, de fapt, din repertoriul vocal. Doar un singur lucru, chiar înainte de voiajul absolut, va fi o piesă de George Enescu pentru viola. Nu se aude. Ah, perfect. Deci, cântecele pe care uitați să le citesc sunt Lume, Lume, favorita mea, și Ciuleandra, care va termina această rapsodie voiaj. Iar chiar înainte, deci după minunatele liduri, după Schlafos, vom continua tot în ambianța enesciană cu ariile în dans le genre roumain pentru vioară solo, ale căror în prima înregistrare mondială am realizat-o acum câțiva ani. Deci veți asculta prima arie pentru vioară solo. Thank you.
Și acum așadar trecem la momentul pur solo, vioară, care face atât de frumos trecerea de la miniatura vocală la rapsodia pe care o vom asculta, rapsodia semnată de Thierry Huillet. De data aceasta, Clara Cernat cântă, interpretează aria pentru vioară solo de George Enescu.
Și melodia moldovenească pe care Thierry a ales-o până la începutul acestei voiaj rapsodii care aparține lui Cantemir, începe cu notare. Deci reul lui Enescu era...
un parcurs identitar ce a pornit de la muzica de inspirație direct folclorică a lui Nicolae Lungu și George Ștefănescu și a ajuns până la muzica românească metamorfozată în creația unui compozitor contemporan francez, Thierry Huet. Aceasta a fost oferta prezentei seri, care încă nu s-a terminat, prilejuindu-ne totodată și întâlnirea cu o parte dintre cei mai importanți compozitori spătânfițat la Paris, unde a plecat în 1865 și a rămas până în 1871. Și unde a studiat compoziția cu Ambroise Thomas și François Aubert. Așa se explică și faptul că, întors acasă, s-a apropiat foarte mult de genul operei și a compus muzică de scenă, contribuind esențial la înființarea Operei Naționale din București, operă care, iată, în acest an sărbătorește 100 de ani de la înființare. Eduard Caudela, de pildă, provenea dintr-o familie de muzicieni cu rădăcini vieneze. Primul Caudela fusese Adalbert Caudela, organist din Viena, stabilit în 1814 în Bucovina. Ei bine, Caudela, Eduard Caudela, a fost trimis de tatăl său încă de la 12 ani la Berlin, unde i-a primit o temeinică instrucție muzicală și a devenit violonist concertist de succes, nu numai la Berlin, ci și pentru câțiva ani la Paris, după care în 1858 s-a reîntors la Berlin, unde a studiat compoziția. Întors în orașul său natal, Iași, în 1860, domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a numit violonist al curții, funcție la care Caudela va renunța un an mai târziu, dorind să se dedice activității didactice și devenind rectorul conservatorului din Iași, unde într-o bună zi îi va fi prezentat un copil, George Enescu, care a fost sfatul pe care l-a dat Caudela tatălui lui George Enescu, a fost să-și ducă copilul la Viena. Mihail Jora, de la nașterea căruia sărbătorim 130 de ani în acest an și totodată 50 de ani de la moarte. Nu a rămas nici el fără studii în străinătate după absolvirea conservatorului din Iași, ci s-a perfecționat la Leipzig, avându-l profesor de compoziție pe Max Reger, discipol al lui Schönberg. Acolo a stat însă, din păcate sau din fericire, alegeți dumneavoastră cum considerați, numai 2 ani, pentru că a izbucnit primul război mondial, chiar a făcut războiul, și după aceea, revenind din război, și-a continuat studiile în Franța. Am spus din fericire pentru că mă gândesc că dacă ar fi continuat cu Max Reger, cine știe dacă Mihail Jora ar fi avut același parcurs în creație, dacă s-ar mai fi întors la filonul folclorului românesc. Poate că ar fi abordat un cu totul alt limbaj, influențat de Max Reger, important reprezentant al expresionismului muzical. Doar 3 exemple v-am dat și am numit 3 compozitori din creația cărora Rodica Vică a interpretat câteva miniaturi vocale, pentru că vroiam să revin la ideea de la care am plecat. Toți compozitorii din primele 2 generații care au alcătuit școala românească de creație au avut aproape toți studii în străinătate sau au avut discipoli care au studiat în străinătate. Deci au asimilat tehnica compozițională europeană, dar cu toții au înțeles că miza lor era să se întoarcă la folclor. Aceasta ar fi putut să le garanteze noutatea limbajului și prin felul acesta au putut să atragă atenția
muzicii europene. O atenție pe care în continuare școala componistică românească, cel puțin cea de acum, din secolul trecut, o are și acum, și pe care, iată, această muzică este interpretată la un standard european incontestabil de violonista Clara Cernat, de pianistul și compozitorul Thierry Huillet, pentru că Thierry face mult mai mult decât doar a interpreta muzica românească. Iată că și îi oferă din geniul său creator, din nopțile sale nedormite, compunând în caracter românesc. Și nu în ultimul rând, soprana Rodica Vică, pe care o reinvit pe scenă pentru a treia și ultima parte a acestei serate. Vom continua programul nostru de la iubire la rămas bun și nu putem să facem mai bine decât prin blestemul Mariei Tănase pentru cei care iubesc și lasă. Thierry deja a citat acest blestem, acum îl vom interpreta în varianta originală. Rămas bun înseamnă regrete, dureri sufletești, lucruri nespuse, lucruri nefăcute. Așa au fost inspirați și compozitorii pe care îi prezentăm noi în ultima parte. După cum v-am spus, Maria Tănase, pe care îmi permit să o pun în pleiada de compozitori români. George Enescu din nou, cu Du conflit en douleur. Și nu am putut să lăsăm acest program fără marele nostru poet Mihai Eminescu. Nicolae Bretan a compus liduri pe aceste versuri de Mihai Eminescu și am ales, din păcate, doar două, și acele dulci păreri de rău, deci din nou despre regrete și lucruri nespuse, și ultimul poem al lui Mihai Eminescu, Stelele în cer, poem care a fost găsit în halatul acestuia în momentul morții. Iar pentru că iubirea învinge din totdeauna, nu are spațiu, nu are timp, vom încheia programul nostru într-o notă mai optimistă. Este vorba despre iubire, despre iubirea pentru tine, compusă de Gherase de Îndrinou, în opereta Lăsați-mă să cânt. Vă mulțumesc!
Oh,
Aș spune, parafrazând titlul operetei lui Gherase Dendrinou, lăsați-i doar pe artiști să cânte, veniți în sălile de concert, aplaudați-i, este singura răsplată pe care și-o doresc și cred că în această seară răsplata a fost mulțumitoară, nu? Ce spuneți, dragii noștri? Vă mulțumim din suflet, într-adevăr, a fost foarte mulțumitoare, ceea ce dovedește că atunci când e vorba de iubire, numărul nu contează, iar pentru că ați fost atât de iubitori cu noi, noi vă mai dăruim un cadou muzical, muzica de George Grigoriu. Până când se vor rearanja ei, eu am să vă dau și o informație, mă rog, de ordin privat. Bijuteriile sopranei Rodica Vică și ale mele sunt oferite de Casa Wagner, iar Clara Cernat, să știți că are un colier extrem, extrem de valoros. O las să spună despre ce este vorba. Este vorba de un colier care a aparținut celebrei soprane Madi Mesple, care a fost o glorie mondială, o soprană de coloratură. Am avut șansa să o cunosc, să fim prietene. Și ceea ce este foarte, foarte emoționant este că am acest colier de mai mult timp, dar l-am pus pentru prima dată cu ocazia acestui turneu. Poate că Madi a cerut cumva să iasă din cutie și din sertarul ăla pe unde eu îl țineam, colierul ăsta, ca pe o relicvă, vă dați seama, pentru a fi alături de Rodica Vica.